Să fie Domnul, binecuvântat să fie numele Domnului. Am vrut de la început să știu sigur că sunteți treji, să nu zic, băi, eu i-am trezit cu predica mea. Ce ar vrea Duhul Domnului să cerceteze sufletele noastre, să ne vorbească în dimineața aceasta. Și cu adevărat, locul acesta să fie un loc ceresc, Amin. să fie un loc ale liberării. Amin. Cu adevărat, la Betania, la Jebel, să se întâmple ce s-a întâmplat la Betania când a murit Lazar, când a venit Domnul s au dat pietrele la o parte, s au strigat cuvânt de viață și s au desfăcut legăturile. Să desfacă Domnul orice legătură în dimineața aceasta și să plecăm liberi din locul acesta, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Haideți să deschidem cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 10, începând cu versetul 1, o să citesc primele 8 versete, iar după aceea o să trec la versetul 44 până la 48. Faptele apostolilor capitolul 10 începând cu versetul 1. În cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită italiană. Omul acesta cu cernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și a zis, Cornelie, Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petrul, el găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și, a, și, un ostaș cu cernic din aceea care îi slujau în tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Versetul 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați în prejur care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Doresc în dimineața aceasta Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Mulțumim Domnului de părtășia care a rânduit o rânduit-o Domnul în dimineața aceasta și aș vrea Dumnezeu să facă ce s-a întâmplat în versetul 44, să facă să se întâmple în dimineața aceasta la Jebel, la Betania. Spune cuvântul Domnului pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau. Când se coboară Duhul Sfânt și acolo la balcon lași telefonul, așa -i? Uite, s-au uitat la mine, au ridicat capul. Când îi prezent Duhul lui Dumnezeu, nu mai îți vine, mă gândesc că nu scrii rugăciuni pe Facebook, nu? Când-i Dul Sfânt coborâ peste adunare, știm ce avem de făcut când plecăm de aici. De aceea ar vrea Duhul Sfânt să coboare peste fiecare inimă, să vorbească Domnul inimilor noastre și Domnul să lase binecuvântarea peste cei șapte care sunt îmbrăcați în haine albe. Să știți, eu de obicei am emoții când predic și emoții nu din cauza oamenilor, pentru că sunteți frații mei, sunteți ca părinții mei, ci din cauza prezenței lui Dumnezeu dar azi mai am o emoție în plus din cauza lui fratele Bugnăruc. Copiii mei sunt acolo la școală, la, la dumnealui și totdeauna îmi povestește de, de profesorul de religie și acum așa, parcă nu mi-a fost tot una, Ruben, Ruben, da? ai emoții și tu și eu am emoții când am auzit de, de și l-am văzut aici, dar aș vrea ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți și să lase îndurarea Lui peste noi, slăvit să fie numele Domnului. În această zi ar vrea să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu care l-am citit e un cuvânt foarte cunoscut, de obicei frații când intră candidații în apa botezului totdeauna le spun să vă lăsați ochelarii, să nu intrați cu ochelarii, să închideți ochii, să nu vă intre apă în ochi, să închideți gura, să nu vă intre apă în gură. L-ascultam odată pe Richard Wurbrand, spunea că atunci când intri în apa botezului, nu închide ochii, deschide -i. ca să se boteze și ochii. De aceea vă zic și voi care sunteți azi în haine albe, deschideți ochii când intrați în apa botezului, să se spele ochii în dimineața asta, să se deschidă și gura în dimineața aceasta. Câți frați n-ar fi fost mai fericiți acum, dacă nevastă s-a când s-o botezat, nu? Deschidea gura să intre apă în gură, să se spele limba, nu? Cât de liniștit erai dumneavoastră ca, ca soț în casă, nu? Dar o ținut tare gura închisă, știi, și o mușca limba între dinți și o ținut gura închisă. Cumva să deschidă gura, să se spele și limba, să se spele și, și uh, corzile vocale, să nu mai aibă tonalitatea aia, să aibă tonalitatea mai blândă. Spunea Avidei Harun, deschide și urechile, să nu mai auzi ce vrei, să nu auzi toate mizeriile și toate prostiile, să le ții minte, toate manelele le știi, dar nu știu o cântare de la adunare. Păi când intră în, intri în apa botezului, nu te ține de urechi, de gură, de ochi, ci lasă-le libere, ca apa să spele și urechea, să spele și uh, gura, să spele și ochii în dimineața aceasta, binecuvântat să fie numele Domnului. Generația tânără are altă problemă, nu? telefonul. Și unii zic, cum slujesc lucrarea de tineret la noi la biserică, cei mai mulți vin și spun, am probleme cu telefonul. Îi păi, soluție. Când te botezi, ia telefonul cu tine. Botează-l, domne. Se rezolvă problema. 100% nu mai ai probleme. Bagă-l, domne. Am, doamne, am probleme cu telefonul. Îl botezi și pe el. Bagă-l. Unii. Dar nu la voi la Jebel. În alte părți au probleme cu portofelul. Nu? Când îi colecta, el, pe el îl scapă afară, trebuie să iasă. De ce? E problemă cu portofelul. El nu poate, da? El totdeauna direcționează spre, spre, alții. Nu, e problemă cu portofelul. Dar nu știu ce probleme ai. Dacă când intri în apa botezului, intră cu problema care o ai. Doamne, cu portofelul. Să vezi când speli și portofelul. Păi, Zacheu, da? Când o primi mântuirea, ai să o spăla și portofelul. Când era sus în dud, nu vrea să coboare, nu? Că nu cumva, domne, eu știu că la pocăiță ăștia vor să renoveze biserica, dacă le trebuie banii mei. De aia se dau ei pe lângă mine și vin să, să mă roage, să mă botez la ei, că știe că eu sunt bogat. Ce o zis domnul? Zic, eu nu-ți pun mâna pe bani. Sigur nu-mi pui mâna pe bani. Sigur nu-ți ating nicio pungă. Când s-o dat jos din dud, o pus el mâna pe bani. Eu nu i-am înțeles, deși n-am fost bun la matematică niciodată. E, soția se ocupă cu matematica cu copiii. Dar nu i-am înțeles matematica lui Zacheu niciodată. Domne, când au fost cu bani, când au avut bani mulți, i-o jupui pe toți fără calcul, n-avea calculator. Lua totul la ochi. Avea o matematică din asta că își până la sânge. Lua tot ce prindea. Dar uitați-vă, și când s a întors la Dumnezeu, o avut o matematică imposibilă zice Zacheu așa, și dacă am năpăstuit pe cineva, jumăt -ă, îi dau înapoi în pătrit. Până atunci luam pătrit, când s-o întors la Dumnezeu, o dat în pătrit. O zis, jumătate din avere, o dau săracilor. Bun, am înțeles, jumate o dai, că vrei tu așa, că a, ai dat mult pe băutură, ai dat mult pe țigări, pe păcatele care le-ai avut, înainte te-ori cheltuit. Acum te întorci, jumate din avere o dai. De eu nu i-am înțeles matematica următoare și o zic și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Întrebarea îi zac tu cu ce mai rămâi dacă jumătate o dai săracilor și din jumătate aia la altă îți achiți datoriile și le dai și dobândă înapoi? Cu ce mai rămâne zac Ați înțeles matematica asta? Cum vine socoteala asta? Eu, eu nu o pot înțelege. Cum vine socoteala? Știți care e matematica aceasta? Când te întorci la Dumnezeu și vezi prețul care l-a plătit Dumnezeu pentru tine, când ești în fața lucrării lui Dumnezeu, tu nu mai ții cont de tine, tu ții cont de Dumnezeu. O veni eu, iertat de Dumnezeu, prețul cel mai mare s-a plătit pentru voi pentru noi, pentru cei care am intrat odată în apa botezului. Cel mai mare preț care s-a plătit vreodată în istoria omenirii. Nu a fost pe geaca lui Michael Jackson care or, or plăti pe ea un milion șase de mii de dolari. Nu asta a fost cea mai scumpă haină, ci cea mai scumpă haină care a fost plătită vreodată în istoria omenirii, în istoria Universului. A fost haina pocăinței. Slăvit să fie numele Domnului. Și asta e haina care ne dă cea mai mare cinste. Uitați-vă că zici, domne, mi-e mirușine să spun că că bocăit, ești la facultate, ești la școală. Mi-e mirușine, eu nu spun că mi-e mirușine. Păi lui ar trebui să-i fie rușine cu noi, nu nouă cu el. Nu ar trebui să ne fie să înțelegem că e o de să fim copiii Domnului. Îi cea mai mare onoare că te-o lua pe dumneatale mizerabil și pe mine, ne-o spălat, ne-o curățit și ne-o așezat lângă el. Ne-o lăsa să ne facem poze cu el. Păi lui ar trebui să-i fie rușine de noi. Dar știți ce au făcut? El nu s-a rușinat de noi. El a plătit prețul și astăzi noi suntem martorii lui. Martori învierii lui. Și dacă noi rămânem și voi rămâneți martori ai lui, el știți ce rămâne pentru voi? El rămâne apărătorul vostru. Noi suntem martori pentru el și el rămâne apărător pentru noi. Slăviți să fie numele Domnului. În dimineața aceasta am intitulat mesajul Când Dumnezeu intră la tine. Spune cuvântul Domnului pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el. Nu-i de ajuns că ai venit la biserică. Sunt oameni care vin de ani de zile la biserică și spun, domne, mie îmi place la adunare. Nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns și vedeți istoria sutașului Corneliu, istoria multor români, oameni foarte morali. Oameni foarte dedicați, oameni filantropi, care bagă mâna în buzunar, la paș, la Crăciun, la diferite sărbători, mai ales dacă e și televiziune, altfel de e altă deschidere la buzunar. Nu? oameni care spune cuvântul Domnului că sutașul Corneliu ăsta se ruga, eu cred că te poți ruga și te-ai rugat și dacă nu te-ai botezat. Că zice că ăsta se ruga. Ăsta făcea milostenii și ducea o viață morală. D du ducea o viață neprihănită. Cum înțelegea el? Puteai zice, mă, cum zic unii, dom'le, dar eu n-am pentru ce să mă botez? Că eu n-am curvit și îl crezi Domne om moral, om nepocăit. E un om credincios în felul lui. Și putea să zică Dumnezeu de el, mă, ăsta n-am ce să-l mai schimb. Ăsta n-am ce, oricât ești de bun, oricât ești de moral, oricât bine ai făcut în lumea aceasta, tu ai nevoie de Dumnezeu. Singura viză a noastră pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, în jertfa lui Isus Hristos. Și faptul că ești spălat și salvat în jertfa lui Isus Hristos, știți care i rezultatul? Botezul în apă. Iertarea care ți-o dă Dumnezeu te împinge la botez. că sunt foarte mulți care se împiedică la botez. Domne, dar de ce trebuie să mă boteze? M-a sunat cineva din, cred că din Spania sau de pe undeva, nu mai știu, dintr-o țară. Și-a zis, domne, eu vreau să mă botez. Ascult predicile pocăiților, îmi place, om nepocăit din, din România. Zice, ei ascult. Dar știi ce-i problema? Zice, de ce trebuie să-mi pună mie întrebări în apă? Zice, de ce trebuie să-mi pună mie păstorul? Eu ce, nu știu să vorbesc. Și am zis, omule, dar trebuie să spună niște întrebări ca să vedem că tu te-ai întâlnit cu Dumnezeu, tu crezi în Fiul lui Dumnezeu. Dar zice, nu, asta nu-i după Biblie, îmi zice ea. Asta nu-i după Biblie să-mi pun întrebări. De ce nu mă botează ca în Biblie? Numai să mă ia și să mă bage în apă și să mă scoată. Ăștia care pun multe întrebări, să știți că ăștia, ăștia au, au o, o doză de probleme. Pentru că oamenii care, care pun întrebări. Se vede diferența între omul care pune întrebări cu gândul de a se apropia de Dumnezeu, da? Că o, o, Saul din Tars în fapte nouă pune o întrebare, ce să fac, Doamne, ce să fac? Și îi se dă răspunsul. Dar sunt unii care atâtea întrebări îți spun, nu numai cumva ca să, să mai găsească o piedică să nu vină în apa botezului. Mă, și îl ascultam pe ăsta, mă toca la telefon. Dar de ce să mă întrebe pe mine? Nu-i biblic, frate. Zice, nu-i biblic, nu mai predicați. Că nu-i biblic ce spuneți. Și dintr-o dată Dumnezeu îmi dă un cuvânt și îi spun, auzi, știi de ce punem noi întrebări la botez? Zice, de ce? Ca să nu te lăsăm să vorbești mult. Că zic, uite cât mă ții la telefon. Dacă ți-ar da păstorul microfonul în apa botezului să spui tu tot ce-ți trece ție prin cap de bucurie că te împași cu Dumnezeu, tu ne-ai mâncat tot timpul. Zice, așa da, atunci te cred. Nu, no? zic, a de-aia punem întrebările în apa botezului. Știți? că Dumnezeu când intră la cineva, intră cu un scop. Noi îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră cu multe scopuri. Unii îl cheamă pentru vindecare și îți bucuroși numai că s-o vindecat. Și alții îl cheamă pe Dumnezeu să-i întoarcă nevasta acasă, să-i întoarcă soțul acasă. Dar scopul primordial al lui Dumnezeu, când intră în viața unui om, când intră în casa unui om, îi să aducă mântuire nu vine să ne plătească factura, nu vine să ne plătească ratele la bancă, ci Hristos când intră în casa unui om, Hristos când intră în viața unui om, vine să aducă mântuire. Și zic, Doamne, lasă mântuire peste casele noastre în dimineața aceasta, slăvit să fie numele Domnului. Ne uităm la sutașul Corneliu și să vedem ce s-a întâmplat cu el, ce trebuie să se întâmple cu voi. Și ce trebuie să se întâmple cu fiecare dintre noi? Primul lucru care vreau să-l țineți minte, nu confundați începutul cu sfârșitul. Nu confundați începutul cu sfârșitul. Oamenii au obiceiul să confunde începutul cu sfârșitul. Ați văzut că acum, dacă tot s au vorbit de liceu baptist, de școli, de, 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 de astea, a, să stați liniștiți că eu mai am care vin din spate, tot la liceu îi, îi aduc la dumneavoastră. Deci, pentru o, o să aducă mulți copii, ne batem pe locurile de la Bethel. N-ați văzut în clasa întâia, când ne-am dus copiii, câte poze le-am făcut și cât i-am mai pupat? Ziceai că o da bacul, domne. Atât ți-l pupi, e, e cât ghiozanul la el în spate. Da? Și abia mere, nu știe nici care e învățătoarea lui, nu știe nici în ce clasă, unde e clasa așezată să, să meargă, dar domne, ți-l pupi, atâtea poze îi faci, mi-am găsit, am 40 de ani, mi-am găsit tabloul din clasa 1. Au râs copiii, tati, cum s-o sta părul în cap? Așa mi-o sta, ce să Am poze din clasa 1. Știți de unde n-am poze? De la finalul liceului. De la finalul școlii n-am poze. Știți că e mai important, spune cuvântul Domnului Înțeleptul Solomon în Eclesiastru 7 Știți ce spune? Că e mai important sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Am văzut flori aici și o să primiți flori la final. Dar știți că florile adevărate, am făcut poze cu voi sau voi cu noi, nu știu cum am făcut, dar oricum s-au făcut poze afară. Știți că e o poză mai importantă decât în fața Bisericii Betania? Știți care e poza cea mai importantă? Poza de final. Aia e cea mai importantă poză din viața creștinului. Poza de final. Și știți unde se face aia? Când ajungem în ceruri. Că mulți au început, Mulți au început clasa 1 toți am făcut clasa 1 da? Dar, îs, dar aceia nu sunt, care nu au liceu, nu? Care au abandonat prin clasa 6 care au mers la muncă prin Spania în clasa 8 nu? Sunt mulți care sunt poza de clasa 1 Toți poate că avem un tablou, poate cei mai în vârstă nu au tablou, dar toți avem tablou de clasa 1 Știți care e marea durere? Că sunt mulți între noi care s-au întors înapoi și au abandonat și lipsesc de la poza de final. Îmi doresc cei șapte care sunteți azi îmbrăcați în haine albe să țineți cont de ceva. Trebuie să luptați cu toată inima voastră, să ajungeți la poza de final în împărăția lui Dumnezeu. Florile adevărate, felicitările adevărate, acum tăți vă pupă ca în clasa întâia. Felicitări, o să vezi cât vă strâng în brațe. Eu aștept și arde inima în mine să ne strângem în brațe când trecem malul celălalt, când trecem în Împărăția Lui Dumnezeu, să ne revedem acolo. Acolo aștept poza finală, că poza de, de, de botez și eu am și toți am avut. Dar să știți, ce e cel mai important să înțelegem, că ne așteaptă o poză împreună cu Domnul Isus la capătul alergării și toți cei șapte care sunt îmbrăcați în haine albe, să facă Domnul să aveți parte de poza finală. Orice ar veni peste voi. Orice lovituri vor veni în viața voastră. Să nu renunțați la drumul acesta, pentru că la capăt ne așteaptă ne așteaptă decorarea. Ceea ce a spus Apostolul Pavel, m-am luptat, am mers până la capăt. Să știți, astăzi nu intrați numai în biserica Betania, pentru că noi spunem, domnule, eu m-am botezat la Elim, m-am botezat la Betel, m-am botezat la, la, la Jebel. Nu, voi astăzi aveți cea mai mare onoare, nu să fiți trecuți într-un registru. Nu să fiți să primiți o diplomă de botez, să primiți, o dip, să primiți o Biblie, ci nu, voi aveți altă onoare mai mare, ce spune cuvântul Domnului în cartea evrei, capitolul 12, cu versetul 22, la 24 spune așa, ci voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu. V-ați apropiat de Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, nu în registru la Betania. Voi de astăzi, numele voastre sunt scrise în ceruri. Știți ce doresc? Să vă păstrați numele scris acolo. Pentru că bisericii din Sarde să i spune Domnul, cel ce va birui, nu-i voi șterge numele. Că unii zic, Domne, mântuit odată, mântuit pentru totdeauna. Uite că spune nu, că dacă nu biruiești până la capăt, numele nu rămâne scris la capăt. Zice, cel ce va birui, nu-i voi șterge nici de cum numele din Cartea Vieții, să rămână numele vostru și numele nostru scris în ceruri pentru totdeauna. Slăbiți să fie numele Domnului! Și spune că ne-am mai apropiat de ceva, ne-am apropiat de judecătorul tuturor, de, duhurilor, de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți. Ne-am apropiat și azi voi vă apropiați de Isus mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Sunt mulți aici, nu știu uh, cum vă numiți, prima care, uh, Lioara, soțul dumneavoastră e aici? Ridicați-vă în picioare, Domnul să vă binecuvinteze. Să știți ceva, vă spun, dacă astăzi vă hotărâți acolo unde stați sus la balcon, iazi în haine albe îmbrăcat, cunosc cazuri, care i-au venit soțul, i-au venit tata, mama nemântuiți, ori veni la botez, i-au adus flori. Și după botez, ori ajuns să fie cei mai mari împotrivitori. Din familie, din casă. Dar eu cred, vă văd acolo la balcon un om hotărât. Lăsați în această zi cuvântul lui Dumnezeu să vă vorbească. Hotărâți, nu-i mai mare binecuvântare decât să te pleci pe genunchi împreună cu soția, decât să înalți numele lui Dumnezeu împreună cu partenerul de viață. Știți de ce ați mers la cununie înainte de botez? Că vrea să-și petreacă viața împreună cu dumneavoastră. Și Dar își dorește ceva. Numele dumneavoastră să fie și a dumneavoastră scris în ceruri. Domnul să lucreze la inima dumneavoastră, vă rog să ocupați locurile. Și știți ceva? Nu știu Iosif, dar dacă Dumnezeu lucrează până la sfârșit în inima dumneavoastră și în cămaș, așa puteți intra împreună cu soția dumneavoastră, v-ați bucurat de lucrul acesta? Categoric! Nu-i mai mare bucurie decât să vezi că stai la masă și te rogi în aceeași limbă. Nu el își aprinde țigarea, ai cu tu orgu pe masă și tu vrei să înalți o rugăciune. Fetelor, ascultați-mă ceva, fac numai o paranteză, că spui, domne, la, îl iau, ăsta e mai bun ca un pocăit, ăsta e mai bun, Gheorghiță e mai bun ca un pocăit, domne, Costel e extraordinar. Nu, nu, zice, să știți, cel mai slab pocăit e mai bun decât cel mai bun e pocăit. Știți de ce? Că a avut o întâlnire cu Dumnezeu. O avut o întâlnire cu Dumnezeu. Când vrei să te căsătorești, cu ăla care o venit cu BMW-ul pe dreapta. Nu-l cunoaște pe Dumnezeu, dar o veni și el la adunare. O veni și el, o zis că și el vrea să se boteze. Și tu vrei să-l iei de, 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 soț. Vrei să-ți petreci viața cu el. Du-te întreabă surorile care au soții nemântuiți. Ce înseamnă să ai bărbat un nepocăit acasă? Du-te întreabă să surori care se roagă de ani și de zeci de ani pentru soții lor. Du-te întreabă le soră cum îi să ai bărbatul nepocăit? Și după aia vezi dacă mai vrei să vă nuntă. După aia vezi dacă vrei să te mai căsătorești cu el. Știi ce să-ți dorești? Să, te, să cunoști un băiat care îl cunoaște pe Dumnezeu. Numai cineva care aparține lui Dumnezeu îți va aparține și ție. Mai zic încă o dată, numai cineva care aparține lui Dumnezeu întâi îți va aparține și ție pentru totdeauna și să facă Domnul o întregire a familiilor în dimineața aceasta. Mulți oameni vin și spun, Domne, și eu m-aș pocăi. Avem și noi la Elim oameni care sunt aproape în pragul botezului, dar rezită de ani de zile. Știi ce spun? Zice, Domne, eu m-aș pocăi, dar eu nu mă pot ține așa cum vă țineți voi. Cum vă țineți voi? Eu n-aș putea așa, mi-e frică că nu mă pot ține. Știu că s-a avut și voi teama asta. Da, dacă mă pocăiesc și nu o să mă pot ține. Da, dacă o să mă pocăiesc și o să dau înapoi, o să slăbesc, o să mă întorc înapoi. Da, da, că știți, asta e o teamă. Dar vă spun, marele adevăr, care îl spun și oamenilor nepocăiți care se aproape de botez și, și spun lucrul acesta, că ei nu se pot ține. Vă spun marele adevăr, nu noi ne ținem, ci El ne ține. Noi avem o cântare care o cântăm, care spune tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține, din cel din tâi la cel din urmă pas. Dacă astăzi stăm în picioare, nu stăm prin puterea noastră. Dacă astăzi îl slujim pe Dumnezeu, e pentru că mâna lui Dumnezeu ne ține, slăvit să fie numele Domnului. Nu noi ne ținem de El. Dacă ar fi fost după noi, de multă vreme i-am fi dat drumul. Dar e cineva care ne ține, asta e mâna lui Dumnezeu. Asta nu renunță la noi, pentru că o plăti prețul. Slăvit să fie numele Domnului. Citeam cu ani de zile în urmă istoria unei fetițe care la un moment dat printre altele, au ajuns la o punte cu tatăl ei și trebuia să treacă o punte șubredă peste o apă și le-au puse niște scânduri așa, prinse mai, mai deloc acolo. Și la un moment dat, când au ajuns pe marginea apei și trebuiau să pornească pe punte, tatăl ei se uită la, la ea și îi spune, fata mea, ia-mă de mână și hai să trecem împreună puntea. Ține-te de mine, că o să trecem împreună puntea la care fetița se uită și spune nu tati, nu te țin eu de mână că dacă te țin eu de mână când o să trece în puntea și o să văd că se mișcă scândurile sub picioarele mele când o să văd că valurile o să lovească în punte și o să treacă apa peste picioarele mele mi-e frică să nu-ți dau drumul și să, să cad în apă și să mă pierd pentru totdeauna o zici ia-mă tu de mână că tu ești tata mea și știu că oricât de tare se mișcă puntea Oricât de tare bate valul păstăpunte Eu știu că tu nu-mi dai drumul Până nu mă bui pe malul celălalt Dacă vreau să aveți o rugăciune În această zi știți ce-ar vrea Să vă rugați Domnul și să spui Doamne ia tu viața mea în mâna ta Că știu că tu ești tatăl meu De azi înainte Tu ești apărătorul meu și oricât de tare S-ar mișca puntea vieții Oricâte valuri ar veni peste mine Oricât de tare ar sufla vântul Pe drumul acesta șubret Ești tatăl meu și nu-mi dai drumul, că asta e marea promisiune, e o și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul zilelor. Iată că eu sunt cu voi, o zis Domnul Iisus, până vă mut pe malul celălalt. Poate o să spui, da, dar mi-e frică. Dacă o să mai păcătuiesc, dacă o să, să cad în vreo greșeală, e diferență între a trece un camion pe lângă, pe lângă trotuar și să dea în baltă și să te stropească, da? Între a, a te stropi involuntar sau te, a, a te murdări voluntar, da? Una e să treacă mașina și să te stropiască și alta e să mergi să, să te arunci în baltă și să te murdărești. Știi ce a zis apostolul Ioan în 1 Ioan 2 cu 1? O spus copilașilor, vă spun să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, noi avem la Tatăl un Mijlocitor, avem pe cineva care are milă de noi, noi nu avem un mare preot, spune cartea Evrei, care să n-aibă milă de noi, de slăbiciunile noastre, ci El rămâne mijlocitor între noi și Dumnezeu. Când se uită Dumnezeu la noi, știți ce vede? Mizerie. Zilnic mizerie, adunată voluntar sau involuntar. Dar când pune lupa, când pune pe Domnul Isus între noi și El, știți ce vede? Vede un mijlocitor, vede iertare, vede plata plătită pentru noi. De aceea aș vrea în această zi să rămână în inima voastră lucrul acesta. Nu confundați începutul cu sfârșitul. Începutul nu era ăla care trebuia. Versetul 2 spune cuvântul Domnului pe la ceasul al nouălea, spune omul acesta cu cernic și temător de Dumnezeu. Ai zice, domne, e extraordinar de bine. Dar uitați-vă cum se termină cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 48. Și-a poruncit să fie botezat în numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Știți ce s-a întâmplat? Finalul el a început, a fost așa, domne, liniștit, cu cernic, merea și la biserică, băga și prin cutia milei, ținea poze de trei ori pe săptămână, dar nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Când a început Petru să vorbească, când a început Petru să-i descopere cuvântul lui Dumnezeu, spune Biblia că nimeni și nimic nu i-a mai putut opri să se împace cu Dumnezeu, să intre în apa botezului. Și zice ce s-a întâmplat? Eu mai rugat să mai rămână. Eu aș vrea să-L rugăm pe Dumnezeu să rămână în inimile noastre, să mai rămână cu noi, așa cum au zis cei doi ucenici pe drumul Emausului. Rămâi cu noi, căci este spre seară. Uitați-vă cât întuneric în lumea aceasta. Uitați-vă câtă, câtă, câtă mizerie. Singura noastră șansă de a ajunge cu bine la capăt îi să rămână Dumnezeu cu noi. Slăviți să fie numele Domnului. Al doilea lucru care îl învățăm de la, de la Sutașul Corneliu este că trebuie să fiți și să fim oameni care să influențăm în jurul nostru. Voi nu v-ați botezat numai pentru să aveți o zi a botezului. Noi nu ne-am botezat, noi nu ne-am împăcat cu Dumnezeu, numai așa să avem și noi membralitate. Nu nevasta trebuie sau logodnica sau logodnicul trebuie să te împingă la botez. Eu am zis odată într-o adunare la un botez, am predicat și am zis sper că nu-i nimeni care se botează și are anul ăsta nunta. Și o ridicat -o una mâna sus, mi-a părut rău că am întrebat, dar ea nici nu a fost atentă măcar să lase mâna jos, să nu ridice. Ea bucuroasă, că ea se bo... are nuntă, are nuntă. Nu te boteza în anul nunții, că atunci nu știi pentru cine te-ai boteza, pentru Dumnezeu sau pentru El. Te-ai boteza pentru Dumnezeu sau pentru ea? Tu întâi fă relația cu Dumnezeu. Pe relația care ți-ai făcut-o cu Dumnezeu înainte de căsătorie. Cu, pe relația aia vei zi din viața de familie. Dacă el, dacă ea au relație cu Dumnezeu, veți zidi împreună așa cum trebuie. Noi suntem chemați să influențăm pe cei din jurul nostru. Noi suntem chemați în vremea aceasta. Nu să stăm, cum îi la voi? Frate, noi suntem pocăiți liniștiți. Ați auzit de pocăiți liniștiți? Îi întreb în sat, aveți pocăiți? Da cum -s? Domne, n-ai treabă cu ei. N-ai treabă cu ei. Știți ce spune cuvântul Domnului de Pavel și de Sila? Doi oameni când au intrat în cetatea Filip, fapte 16, zice că ăștia nu să au Eu îmi doresc o generație, spun și la noi la tineret, îmi doresc o generație de pocăiți neliniștiți. Și spuneți amin. Să tulbure cetatea, au zis, ăștia doi ne tulbură cetatea. Tu ești liniștit, domne, tu ești liniștit. Nu scoți două, două vorbe pe gură. Nu știe vecinul că îi botez la adunare. Nu știe vecinul că tu ești pocăit. Tu ești tare liniștit. Nu ne-o chemat Dumnezeu să stăm liniștiți. Ne-o chemat Dumnezeu să influențăm în jurul nostru. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Omul ăsta o influențat în jurul lui. Zice, omul acesta, versetul 2, era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu, cu toată casa lui. Uitați-vă un om bogat. Mă, greu când ai bani în buzunar, îți mai aduci copiii la adunare, nu? Când are Ferrari, când are bani la discreție, greu îi să-i spui, vino mă la fanfar. Vine la fanfar numai să-i să mai dai bani, nu? Uitați-vă că omul ăsta o reușit performanța de a-și influența toată casa lui. Pe toți i-o influența. Când i-o boteza Petru, i-o boteza pe toți. Știți de ce? Pentru că tata, omul acesta, era un om care o știu să influențeze în jurul lui. O știu să influențeze în jurul lui. Nu au zis, vă mergi la adunare, că e meciul, e finala sau nu mai știu eu ce al meci, mereți că eu rămân acasă, nu. Totdeauna copilul se va uita la noi, mă gândesc ca părinte, și dumneavoastră. De câte ori n-ai stat acasă și ai zis, nu mă duc, cam alte treburi. Te aștepți copilul când are 18 ani să se boteze, când are 19 ani să intre în apa botezului și spune, nu vreau, domne, nu vreau. Uitați-vă ce influențe aducem în familiile noastre. Păi zici, domne, ci în tătă ziua toci pe Iosif. Acum eu sunt cu el, de aia îmi permit ăsta, da? Mere acasă, Iosif rău, Iosif rău, rău. Când s-a făcut copilul 18 ani, îi spui, trebuie să te botezi și tu. Toată fanfara s-a botezat să dea domnul lucrul ăsta. Amin, măcar dirijorul a zis, amin, amin cu toată inima, nu? La 18 ani îi spui, bă, copile, du-te și tu și botează-te, uite-i botez. ce mai faci? Ce mai aștepți? Ai 24 de ani. Dar la cine să se boteze întrebarea lui? La cine? Cine să-l boteze? Iosif? Păi el și-a pierdut încrederea în Iosif. De ce? Că toată viața l-a influențat că Iosif e prea tânăr, a ajuns păstor. Asta nu-i treaba ta asta. Aia a fost treaba lui Dumnezeu. Că prea predică, prea lung, ca și mine. Nu? Și influențez. Noi influențăm casele. Acum să mă ierți, Iosif. Sper să n-ai probleme cu biserica după ce plec eu. Oricum nu vin să vă păstorez și dacă nu, nu vă mai convine de Iosif. Uitați-vă că noi toți în fiecare zi influențăm în casele noastre. Ce influență lași în familia ta? Știți că bețivii, cea mai mare dorință a bețivilor, știți care îi? Copilul să nu-i pună mâna pe băutură. 90% din copiii bețivilor îți, îți robiți de patima alcoolului. De ce? Că noi influențăm în jurul nostru. Dar știți că putem influența și prin neprihănire? Omul ăsta influențat prin neprihănire. Spune cuvântul Domnului în Vechiul Testament de Daniel și de prietenii lui, zice că Daniel s-a hotărât împreună cu prietenii lui să nu se spurce cu bucatele de la masa împăratului. Păi Daniel nu a zis, bă, să nu puneți mâna, că eu vă, vă zic la comitet. Când îi, comitet, eu mă duc și vă părăsc. Eu v-am pozat, am pus camere de filmat. Nu! Daniel, prin neprihănirea care o avut-o, el... Eu influențat și pe prietenii lui. Nu eu zic, bă, bă, cum vreți voi, cum, dacă vreți, mâncați. Ei aveau posibilitatea să facă cum doresc. Dar știi ce a fost problema? Când au văzut hotărârea lui Daniel de a rămâne neprihănit într-o lume murdară, știi ce s-au hotărât? S-au hotărât și ei să rămână oameni care să nu se spurce. Doresc să ne dea Dumnezeu discernământul acesta, să influențăm în neprihănire, slăvit să fie numele Domnului. Dar uitați-vă că e un amestec între noi și lume. Spunea Tozer la un moment dat, spunea că noi încercăm, dacă ne-ar fi văzut Tozer din secolul 20, acum în secolul 21, știi ce ar fi făcut? Ar fi murit înapoi, ar fi zis, deschideți înapoi că s-ar viu în groapă. O zis, noi încercăm să biserica să o aducem să semene tot mai tare cu lumea. De ce? Zici, uitați-vă, becurile lor le-am băgat la noi, da? cu lor l-am adus la noi. Păi eu vă spun acum, îmi pare rău că filmați, vă spunea mai liber, da? Păi mi-a zis cineva, tânără în epocă, zic, eu mă duc cu prietena după cap acolo, stăm... Nu mai zic mai departe, da? În biserică, nu la cinema, în biserică. De ce? Pentru că noi vrem biserici, generația mea de slujitor, nu a dumneavoastră. Generația, știți cum vor să semene? Cel mai mult pe afară. Dar au zis toți așa, lumea se va schimba când biserica va semăna cu adevărat cu Hristos. Vom influența când noi semănăm tot mai tare pe Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Un profesor a făcut la un moment dat un experiment cu un șoarece l au băgat într-o cușcă mai mare de lemn cu uh, diferite plase, așa, să nu poată ieși, și au făcut uh, un panou în care o decupat două ușițe. O ușă, o decupat-o rotund, sau semicerc, o, o decupat-o, la care o legat curent. Când intra șoarecele pe ușa aia rotundă, îl curenta. Lângă ușa aia au mai făcut o ușă normală, dreptunghiulară. În spatele ușii, în intrarea aceea, o pus de mâncare. Și șoarecele au intrat greșit de câteva ori până au înțeles mersul. O știu, dacă intru pe rotund, îi curent. Dacă intru pe dreptunghi, îi mâncare. Dar ce au făcut? Cum au început să tot intre, să tot mănânce? Profesorul o tăiat, a început să rotunjească colțurile la ușă. A început să rotunjească colțurile la ușă. La un moment dat, atâta de dezăpăcit o fost că nu mai înțeles nimic. Nu mai înțeles nimic. El în mintea lui era clar. Domne, dreptunghiul, mâncare, rotund, nu mai înțeles de ce intră, uh, uh, acolo și nu, uh, uh, îl curentează. Nu mai toate se Toate se mânau. Știți că Domnul Isus o lăsat ușa și o zice, cine intră, iasă și găsește pășune. Știți care e marea problemă? Am rotunjit colțurile am ajuns și noi să bem, nu noi, alții, da? Am ajuns și ei noștri să divorțeze, dar nu la voi, la alte biserici. Am ajuns și noi să înjurăm, am ajuns și noi să rotunjim colțurile. Și vine omul zăpăcit de cap, zice, bă, eu nu mai înțeleg, voi, bă, sunteți pocăiți. Da, domne, noi suntem pocăiți. Mă, dar eu am un vecin. Măi, omule, cum o aude de la ăla din casă? Știi ce? Ăla o rotunjim colțurile. La au rotunjit colțul, de a omul nu mai înțelege. Zice, bă, dar la voi la pocăi beți sau nu beți? Băi, be, puneți mâna pe alcool sau nu puneți? Păi noi avem lupte în biserici, cum cu tinerii care cochetează, cu oameni care au ani de zile de pocăință. Păi noi am rotunjit colțurile. Înainte era strigător la cer să te gândești să-ți lași neva. Acum, mă, domne, și alu ăla și lăsat. Știți de ce, e, de ce marea problemă în vremea aceasta? Să mă iertați că e la botez și la îți oameni ne, ne, dar ăsta e adevărul, am rotunjit colțurile. Ne-am depărtat de adevărul Scripturii, ne-am depărtat de relația cu Dumnezeu și am ajuns oamenii să nu ne mai înțeleagă. Să avem patru biserici într-o comună, nu? Tăte de penticostal, nu mai știe, îi cu cultul, nu cu cultul, îi carismatic, îi cu părul arici, cu albastru în cap, nu mai înțelegi nimic, îi, zâmbim, dar îi de plâns, îi deplâns. Că ne dorim ca oamenii să se mântuiască, ca oamenii să se întoarcă înapoi la Dumnezeu, să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu. Influențați pe cei din jurul vostru și să ne ajute Domnul, pe fiecare dintre noi, să influențăm acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Întotdeauna vei putea să influențezi dacă ai un singur principiu. N-ați auzit oameni care au multe principii, de aia să-ți fie frică. Care zice, domne, eu am principiu financiar, eu dau, eu mă socotez, de aia să-ți fie frică. Are principiu moral, are principiu, nu mai știu, bisericesc, spiritual. E plin de principii. Mă, eu mă sperii de ăia care au multe principii. Ăia hăbăuși de cap. Oamenii lui Dumnezeu au un singur principiu. Știți care e principiul? Dumnezeu. Când ai principiul Dumnezeu, nu mai trebuie să ții cont de nimic. Că te raportezi la principiul ăsta. Iosif a fost dus în Egipt cu un singur principiu. Și ăsta l a folosit întotdeauna și în pușcărie, și în casa lui Potifar, și când i-au întins brațele nevasta lui Potifar, el a aplicat același principiu. Dumnezeu. Când ai puterea să aplici principiul Dumnezeu, nu mai trebuie să aplici mai departe altceva. N-ai nevoie nici de. că ăsta, ăsta te domină pe tine. Tu ții, tu ții cont de ceea ce zice Dumnezeu. O zi zi, eu mă pot arunca în brațele tale. Dar cum să fac un păcat așa de mare? Să păcătuiesc împotriva lui? Lui Dumnezeu. Păi, o zi, Osiu, nu s au descoperi camerele de filmat. Nu te părăs la nimeni. Nu, nu am, nu, nu o să te spun la nimeni, e secretul nostru, e secretul nostru. Știi ce o zis Iosif? Eu nu pot, că eu am un principiu, cu ăsta eu n-am multe. Eu n-am adunate după mine cărți, eu n-am adus biblioteca după mine. De eu l-am luat pe Dumnezeu cu mine. Și când l-ai pe Dumnezeu cu tine în fiecare zi, tu te raportezi la ce zice Dumnezeu. Când te îmbie cu sigară la școală, când te îmbie cu sticla de băutură, când te îmbie cu prafurile, când te îmbie cu mai știu eu ce alte lucruri, tu ai același principiu, Dumnezeu. Ce zice Dumnezeu? Când te îmbraci acasă, tu ai principiu ce zice Dumnezeu. Pentru că să știți, mai fac o paranteză, Hă, vite făți cu îmbrăcămintea ta de lișigenă să vă spună și ți jenă că după aia te te jude, te gând, zice că ești în altfel, dar ni, ne provoacă tot fel și fel de indigeste, nu mai spun mai departe, da? Dar gândește-te numai la un lucru, ai un obicei să te îmbraci, cum te îmbraci, da? Că zici, ce frate, care e problema? Întrebarea îi, când te căsătorești și vei fi cu soțul tău în biserică, să ai dori ca o opiții din asta, ca tine, să se fâție prin fața lui soțul tău? Să ai dori? să vin îmbrăcat așa în casa lui Dumnezeu. Să ai făcut și tu familie, îți dorești viitor, îți dorești să ai toate lucrurile binecuvântate. Întrebarea îi, când îl ai principiu pe Dumnezeu, tu nu mai ții cont să arăți bine, să dovedești la biserică. Noi nu avem nevoie să dovedim nimic la biserică, Și noi avem nevoie să influențăm și să ne raportăm la ce o zis Dumnezeu, la planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Măriți să fie numele Domnului. Al treilea lucru, mai trebuie să se întâmple ceva în viața voastră și în viața noastră. S-a întâmplat și în viața lui Corneliu. Trăiți o viață neprihănită. Domne, s-ar pocăi lumea cu duiumul, dacă i-ai lăsat cum vor ei. Domne, cercei brad în cap, brad, ca Bradu de Crăciun în cap, să-l lași cum vrei, cum vrea el. De aia se caută biserici. Domne, eu, eu acolo mă simt bine. Păi nu zice niciunde în Biblie că tu trebuie să te simți bine. Îi vreau psalm care zice mă simt bine, Doamne. Nu, nu o zis, te lau, Doamne, te preamăresc, te slăvesc. De ce? Pentru că noi nu, venim nu ne întoarcem la Dumnezeu ca să ne simțim noi bine, ci noi ne întoarcem la Dumnezeu pentru că ne vedem starea de păcat și avem nevoie de mântuire. Un om când se întoarce la Dumnezeu și trăiește neprihănire, podoaba lui Dumnezeu. Dumnezeu îl înfrumusețează. M-am uitat ieri la o biserică, la un botez în apă, și găsteam că se botează cineva cunoscut de-a meu acolo. Și e, mă uitam cu soția cum a intrat în apa botezului băiatul acesta. Și am zis, uite-te la el, și fața îi strălucește. Ăsta era un om numai cu aur pe el, era numai cu zorzoane, cu de toate. Când simți valoarea lui Dumnezeu și neprihănirea care ți-o dă Dumnezeu, tu n-ai nevoie de aur, tu n-ai nevoie de argint, tu n-ai nevoie să ieși în evidență că tu ești valoros. Să știți ceva, dragi tineri, voi sunteți valoroși pentru că Dumnezeu va da valoarea. Dumnezeu a pus valoare în voi. Voi n aveți nevoie de cercei, de lansuri, de ghiuluri, n aveți nevoie. Pentru că Dumnezeu o da strălucire vieții voastre. Uitați-vă, și o să vă uitați pe filmare, uitați-vă cu ce chipuri strălucitoare aveți. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu curățește o viață, când Dumnezeu curățește pe cineva, știi ce se întâmplă? Dumnezeu îi dă strălucirea. Dumnezeu nu apreciază oamenii, nu l-au apreciat deloc, să zică, bă, tu ești, tu dai mult la biserică, nu are rost, lasă cu botezul, mai vedem pe anul viitor. Nu! Nu i-a apreciat Dumnezeu întâi dărnicia. Știți ce i-a apreciat Dumnezeu? Întâi neprihănirea. Dumnezeu se uită la noi întâi la starea de neprihănire. Așa s-a uitat la Iov, așa s-a uitat la Corneliu, așa s-a uită la fiecare dintre noi. Dumnezeu se uită nu de câți bandăm la biserică, nu de câte ori am făcut biserica să plângă, ci se uită care e starea noastră înaintea lui Dumnezeu. Covenit venit un tânăr bogat și spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul îl a iubit pe ăsta. Dar ăsta mai avea un singur pas de făcut să intre în apa botezului. S-a uitat Domnul la el pentru că trăia o viață neprihănită. Și a zis, Domnul, tot nu-i de ajuns. La Corneliu a zis, tot nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns. Și s-a uitat Domnul la el și a zis, toate legile le-am le respectat din tinerețea mea cu strictese. Și spune cuvântul Domnului că s-a uitat Domnul la el și la... L-a iubit. M-am gândit de multe ori cum o fi arătat fața Domnului când l-a iubit pe tânărul ăsta? Cum, ce i-o fi transmis? Că nu zice că Domnul i-o zis te iubesc, ci i-o transmis ceva pe față. Și totuși nu a avut puterea să continue apropierea de Dumnezeu. Dacă suntem chemați la ceva în vremea aceasta, să știți că Dumnezeu este Cel care răsplătește nu mila, ci Dumnezeu răsplătește neprihănirea. Neprihănirea e răsplătită de Dumnezeu. Starea de neprihănire. Neprihănirea deschide cerul lui Dumnezeu. Oamenii neprihăniți, totdeauna, vor avea cerul deschis înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Și ultimul gând cu care vreau să mă apropii de încheiere. Știți ce ar vrea să vă mai rog și pe voi și pe noi? Căutați părtășia cu Dumnezeu. Căutați părtășia cu Dumnezeu. Sunt mulți care după botez îi cauți și nu-i mai găsești pe la adunare. Îi o soră ce s-a botezat la ultimul botez la noi la biserică, o venit din lume și n-am mai văzut-o câteva luni, câteva vreo două, trei luni la biserică și la un moment dat au venit în biroul păstorului și m-am nimerit acolo, au venit pentru rugăciune. Și când am văzut-o, am întrebat-o, zic, soră, nu v-am mai văzut de la botez, nu v-am mai văzut la adunare. Domne, ce soră țoiți săraca! Ce, frate, care-i treaba ta? M-am uitat, soră, de eu te-am botezat cu păstorul. Zic, mă doare că nu ce să te doară, zice, zice către păstor, uite-l frate, se ia de mine. Nu, îți dai seama, ați înțeles? Îți din, dar eu știu că nu aveți la jebel din ăștia. Voi ăștia șapte nu sunteți din ăștia care după botez uitați să mai veniți la, la casa lui Dumnezeu, la părtășie. Căutați părtășia cu Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că sutașul Corneliu trăiam într-o părtășie cu Dumnezeu, se ruga. Păi tu vii și spui, frate, eu am business-uri, eu nu mă pot ruga așa. Păi ăsta era sutaș, domne, și avea vreme de rugăciune. Daniel era prim-ministru, nu era cote goale și șef de echipă, da? Era avea și el trei angajați acolo, nu mai putea de business. Ăsta era primul ministru și îi spune cuvântul lui Dumnezeu că de trei ori pe zi deschidea fereastra spre Ierusalim și se ruga. Păi putea să zic că știi, noi avem grup de rugăciune. Eu am grup de rugăciune care să roagă pentru mine. Eu am bătrânele bisericii, să mă iertați surorile în vârstă, le am care să roagă pentru mine. Eu nu mă rog, eu sunt prim-ministru. Nu, zice că el căuta părtășia cu Dumnezeu. Feria ta deschisă spre Dumnezeu la vreme de, de binecuvântare. Va deschide ușa lui Dumnezeu la vreme de necaz. Căutați rugăciunea, căutați părtășia cu Dumnezeu Adevărata fața a bisericii Și adevărata uh, uh, valoare numerică a bisericii Nu se vede duminica, nici dimineața, nici seara Știți când se vede? Când e timpul de rugăciune Când e ziua rugăciunii, marța, miercurea, nu știu când aveți joia Când aveți timpul de rugăciune Acolo se vede adevărata fața bisericii la rugăciune o zis către un prieten de-a meu, păstor, un frate din biserică de la el, un curajos, o zis, frate, zice, ai omorât biserica cu rugăciunea, ai omorât cu biserica cu ora de rugăciune. Vă spun ceva, rugăciunea nu omoară, ci rugăciunea dă viață rugăciunea eliberează, da? Biserica se ruga și Petru era închis și spune că pe la miezul nopții, după miezul nopții, noaptea, a venit un înger. Gândiți-vă câtă liniște i o da rugăciunea bisericii lui Petru. Au dormit de nu l greu l-au trezit îngerul, nu? l au lovit în coastă să se trezească. Era biserica aceea care se ruga pentru, pentru Petru și rugăciunea bisericii l-a eliberat pe Petru din temniță. Caută rugăciunea, caută părtășia cu Dumnezeu, pentru că rugăciunea este cea care aduce vindecare care. Știți că rugăciunea aduce eliberare? Uite, te te rogi, se roagă cineva pentru tine. Și te rogi împreună cu el și zici, domne, parcă mă simt mai liber. De ce? Pentru că rugăciunea eliberează. Dar știți că la rugăciune se întâmplă minuni? Așa cum o zis fratele Bugnăruc, la, la, la rugăciune Dumnezeu face semne și minuni. Dacă ai nevoie de vindecare, femeia cananean, conceput să strige către el: Ai milă de mine, fiul lui David. Fica mea e muncită de un drac. O primi rezolvare. O primit, pentru că rugăciunea atrage vindecarea. Slăvit să fie numele Domnului, rugăciunea atrage și mântuirea. Rugăciunea atrage mântuirea, tâlharul de pe cruce. Nu, zic, eu nu mă mai rog, am eu chef de rugăciune acum, eu nu mă mai rog, nu. De acolo de pe cruce, unul din tâlhari o zis, aduți aminte, fieți milă de mine, aduți aminte și de mine. Și rugăciunea aia scurtă, rugăciunea aia spusă din toată inima, o deschis cerul iertării pentru, pentru tâlhar. În dimineața aceasta vreau să spun lucrul acesta. Apropie-te cu toată inima de Dumnezeu. Caută părtășia cu Dumnezeu, tânăr dragă, tânără dragă. Caută să faci relația puternică cu Dumnezeu. E o cântare care spune, biruitori, eroi și vrednici sunt numai cei ce ne duc legământul până la capăt și luptă până la sfârșit. E un cuvânt și cu asta închei. În Ioan, capitolul 20, cu versetul 7. Se predică de multe ori din pasajul acesta, se predică la, la, învierea Domnului. E un cuvânt aici care spune, iar ștergarul care fusese pe capul lui Isus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sol și pus într-un alt loc singur. M-am gândit de multe ori la versetul acesta. De ce un verset îi alocat în Biblie pentru un ștergar? De ce? Ce e așa important? Un ștergar. În vremea Domnului Isus avea un obicei, pentru că se foloseau de robi și de roabe în treburile casei, robul nu avea voie să se uite în ochii stăpânului. Dacă îi punea, de exemplu, mâncarea pe masă, el nu avea voie să ridice ochii în sus să se uite în ochii stăpânului. Când mânca stăpânul, totdeauna robul stătea în margine, în colț, și se uita pe masă ce semne lăsa stăpânul pe masă. Dacă stăpânul, ascultați, dacă stăpânul, în timpul mesei, lua ștergarul de pe masă, se ștergea la gură cu el, îl mototolia și îl lăsa acolo și se ridica de la masă și pleca, era semn pentru rob, poți să strângi masa, că nu mă mai întorc. Semnul ștergarul mototolit și aruncat acolo, era semn pentru rob, poți să strângi, că nu mă mai întorc, plec și nu mă mai întorc la masă. Dar dacă stăpânul în timpul mesei lua ștergarul, se ștergea la gură, îl împătura frumos și îl punea acolo pe margine, se ridica de la masă și pleca, Știți ce semn era pentru, pentru rob? Nu strânge masa, că vin înapoi. Nu strânge masa, că n-am terminat. Vin înapoi. Știți de ce o lăsa ștergarul domnul pregătit acolo? l a lăsat așezat, pentru că o știut că vin eu și vin dumneatale și ne uităm în mormânt. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și ne-o lăsat semn că masa nu s-a încheiat. Vă spun ceva, masa nu s-a încheiat. Îi lăsa ștergarul semn că el va reveni va reveni pentru voi și va reveni pentru dumneatale, sora care plângi pentru copilul tău, pentru soțul tău. Va reveni cel ce aduce a slăvit să fie numele Lui. Ne-o lăsa semn, de aceea vă chem în dimineața aceasta să luptăm cu toată inima, să ne apropiem de Dumnezeu, să ne ducem alergarea până la capăt, să luptăm pentru credința dată Sfinților, odată și pentru totdeauna, pentru că nu mai e mult și cel ce vine va veni. Binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul să binecuvinteze pe cei șapte care intră în apa botezului. Domnul să binecuvinteze întreaga asistență și să intre Domnul în casele noastre și în viețile noastre cu mântuire. Amin.